Richard, leader. Leader quale? Cum vă spuneam, merg așa prin pădure și îmi apare un lup în față. Poc! Îl cul la pământ. Nu fac nici 100 de pași, zdup alt lup. Poc! Îl cul și pe ăsta. Mai merge și mi-apare un urs în față. Duc pușca la ochi, trag și... Dacă zice că a omorât și ursul, îi dau cu halba în cap. Trag și... Nu-l nimeresc, mi-a scăpat. Recunoști că ai lovit câinele reclamantului cu baston? Păi, eram în legitimă, domnule judecător. Da, și dumneata trebuia să-l fi lovit mai ușor. Să-i fi dat una peste coadă, nu peste bot. Să-mi fie cu iertare, câinele nu m-a mușcat cu coada, ci cu botul. Curios, noi am fost acasă trei frați. Doi foarte deștepți și unul foarte greu de cap. Eu nu i-am cunoscut pe aia doi. Păi aia doi... Sunt amare rău, măchiță. Dar ce-ai bătit? A lăsat o fârțângău de bărbasul pe soarmea după ce i-a mâncat într-o lună toată zestrea. Dar ce zestre de dureți, fetei? Două gâște și un porc trăzinar spântu. Ce ești așa de afanisit, machi? Necazuri. Aseară am fost la logodnica mea și am găsit-o nas în nas cu un individ. E, se întâmplă. Și ce-ai făcut? Nimic, că individul era lat în spate. Am ieșit binișor fără ca ei să mă observe și am trântit ușa de-au zornăit toate geamurile. Nu se poate să nu-și fi dat seama că am fost eu și că am bănuit ceva. Șefule, puiul ăsta e găină bătrână. După ce o cunoașteți? După dinți. Toată lumea știe că găinile n-are dinți. N-are, dom'le, da, am eu. Lache, am diseară lojă la operă, vii cu mine, cântă Amelita Galicurci. Diseară nu pot, diseară cântă Mardare. Cine, frate, Mardare ăsta, că m-ai nebunit? De câte ori te invit undeva, nu poți, deoarece cântă Mardare. Unde cântă asta? La Trianglu. Fanfara în Cismigiu. E, n-ai să spui că te-ai dus să-l asculti cântând la Trianglu pe Mardare. Nu, dar de câte ori cântă Mardare în Cismigiu, eu mă duc cu nevastă sa la Union. Mișel. Maghie, vrei tu să rogi pe taxator să ne dea două bilete până la Matache Măcelaru? Așa, măi. Ne dai două bilete până... Da. Care taxator, Lache? Nu vezi că dânsul e marinar? Hai să ne dăm jos că în loc de tramvai ne-am suit într-un vapor. Și cum îți spun, măsiu, demoazela cotește pe ulicioară, mitocară după ea. Când ajunge în dreptul porții, juna se întoarce și jat, par! Adică nu mă ascult. El îți vorbește și tu... Mă uit să nu-mi dispară pardesiu. Al tău a zburat un sfert de ceas. Frumos câine, Lache. L-ai cumpărat? Da, mama, ce-ți place. Pune mâna pe el. Mușcă? Păi tocmai că aș vrea să mă convinc și eu. Asta e bre. Adevăratul om de ispravă e modest. Nu se laudă niciodată. M-ai auzit vreodată vorbindu-ți de mine? Cum e tânărul cu care se mărită Aristița? N-are decât un cusur. Care? Nu știe să joace belotă. Păi din potriva, asta e un merit. Ba nu, fiindcă nu știe să joace și totuși joacă. Ah. Ai auzit în ce hal m-a apostrofat nevastă mea de câte ori mă întorceam seara târziu acasă? Până am găsit o șmecherie prima întâi. Adică? Ajuns seara târziu acasă, înainte de a intra, strigam. Atunci, la revedere, mitică, pe curând. Nevastă mea auzea și tăcea mâlc, neavând niciun parapom pe mitică. Strașnic! Hai să vezi, până aseară. Mă întorc eu, tot cam pe la 12 și mă apuc să strig. Atunci, la revedere, mitică, pe mâine la aceeași oră. La apropon, se deschide fereastra și văd consoarta care mă apostrofează cu năduf. Nu mai răgni așa, Mișelule, mitică, te așteaptă, vrea să spună o vorbă, te așteaptă de o oră. Bade, cine e cel mai bătrân om de aici din sat? A, păi n-ar mai fi niciunul. El care a fost mai bătrân decât toți a murit în primăvară. A murit.